medice, mitingul nostru de protest se vor acoperi de rușine. Cunoaștem numele tuturor celor care, din partea poliției, din partea securității, din partea Ministerului Transporturilor, din partea Ministerului Învățământului și altor instituții a puterii de stat, au încercat să creeze piedici celor care au dorit să se deplaseze aici, în centrul capitalei Republicii Moldova, orașul Chișinău, în Piața Mare, domnul Naționale. Posesorii și proprietarii de autobuze și microbuze, conducătorii de bază auto și de această dată au fost intimidați de către organele de control și de către reprezentanții Ministerului Transporturilor în teritoriu. Să nu creadă că o să le treacă în continuare aceste măsuri abuzive de reprimare a drepturilor noastre legitime fixate în Constituția Republicii Moldova. Dreptul la libera circulație pe teritoriul țării și dreptul la întruniri pașnice. Dragi prieteni, ne vom aduna aici în fiecare duminică pentru a ne redobândi drepturile, pentru a ne căpăta dreptul să trăim într-o țară liberă, să avem de lucru, să avem salarii decente, copiii noștri să rămână acasă, aici, în patria noastră comună, Republica.